Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Azi în Brașov discutăm cu doamna Mălina Dumitrescu, directorul de programe Hospice Casa Speranței și de asemenea președintele Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc! Ce înseamnă îngrijiri paliative, ca să ieșim din conul ăsta de umbră? Face parte din limba română, fac parte toate cuvintele astea din limba română, dar parcă ne creează așa un disconfort, că nu înțelegem întotdeauna exact despre ce este vorba. Da, mă bucur că putem să repetăm ce înseamnă îngrijirea paliativă. Noi ne străduim să o facem cunoscută de 25 de ani, aici în Brașov și nu numai. Este practic îngrijirea care asigură calitate vieții atunci când persoana bolnavă, când pacientul trăiește cu o boală incurabilă sau o boală progresivă gravă, pentru care se pune semnul întrebării asupra vindecării. Deci ceea ce ne interesează în îngrijirea paliativă, pe care lumea o știe mai ușor sub numele de hospice aici în Brașov, este, cum spuneam, calitatea vieții din toate perspectivele, nu doar prin binele fizic, prin acoperirea sau înlăturarea simptomelor specifice bolii, ci și prin suportul psihoemoțional al pacientului și al familiei care trăiesc cu o boală gravă, prin asistență socială a pacientului și familiei și, nu în ultimul rând, prin asigurarea suportului spiritual. Da, termenul ăsta paliativ vine de undeva, dintr-o combinație? Vine din limba latină și e bine să-l știm și să-l scriem cum scrie și în Dex, cu paliativ, nu paleativ. Vine din latină palium, care înseamnă pătură. Practic înseamnă că nu vindecăm, ci acoperim cu o pătură suferința, încercăm să o ușurăm prin tot felul de alte metode, prin acele patru componente, cum spuneam, ale suferinței fizice, emoționale, sociale și spirituale a omului bolnav. Da, mă gândeam acum că am discutat și cu dumneavoastră de mai multe ori și cu colegele dumneavoastră de la hospice, doamnele care se ocupă de strângerea de fonduri și așa mai departe. Oamenii care vin acolo, cred că au mai multă nevoie de ceea ce spuneți dumneavoastră decât de medicamente sau alte lucruri, pentru că acelea probabil că de o vreme le-au intrat deja în reflex să ia medicamente, să facă chimioterapie și așa mai departe, dar mai au nevoie de ceva, ceva ce în mod normal nu prea pot găsi, pentru că nu sunt oameni care să le ofere așa ceva. Da, sigur, nu putem spune că nu au nevoie de medicamente. Nu, eu sunt convins că au nevoie de medicamente, dar mai e ceva. În primul rând, ne asigurăm de binele fizic, pentru că atâta timp cât ești într-o suferință, chiar și o suferință de scurtă durată, să zicem, dacă mă doare o măsea sau mă doare capul, nu am dispoziție să mă duc la teatru sau să am alte activități decât cele care țin de acea suferință. Și cu atât mai mult când o persoană trăiește cu o suferință cronică, cu o durere de lungă durată, atunci trebuie să calmăm, să înlăturăm această durere. Se știe din perspectivă medicală și farmacologică, durerea este, poate fi înlăturată cu mijloacele moderne în proporție de peste 95%, deci lucrul ăsta trebuie să-l facem. Există și alte simptome fizice care țin de suferință, iar după aceea, așa cum spuneați, ne îngrijim de partea psihoemoțională, de păstrarea integrității familiei în jurul pacientului, de suportul familiei în perioada în care există această suferință și de aspectele sociale și spirituale. Deci este mai mult decât ceea ce ne-am obișnuit în spital de boli acute, unde sigur totul se concentrează pe salvarea vieții, pe înlăturarea unor suferințe acute, după medicamentații care, și așa da, mai departe. Da, revenim în și sigur în spital, în sistemul de boli acute în spitale, nici nu există perspectiva aceasta a timpului pe care personalul să o poată petrece cu pacientul în așa fel încât să-i atenueze suferința care e mult mai mult decât cea fizică. Da, nu e ca să recunoaștem sau să spunem lucrurilor pe nume, nu e ca în filme. Că ați văzut în filme, de fiată când avem câte un film din ăsta, câte o dramă, de fapt, cu un pacient incurabil, de fiată se găsește un doctor sau o asistentă care să stea mai mult la capul bolnavului, exact. Să mai povestească, să eventual poate au și o aventură de un anume tip, pleacă într-o călătorie sau, mă rog, cam ce se întâmplă în filme. Dar
în realitate lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel. În spital oamenii abia își văd capul de treabă. Sistemul medical în România are probleme uriașe în momentul de față. Cred că nimeni n-ar avea timpul necesar și poate nici, ce știu eu, înclinația până la urmă să facă o astfel de chestiune paliativă. Am văzut că sunteți filolog de profesie sau, mă rog, ca formare, dar aveți și un master în îngrijire paliativă. Da. Cine vă poate învăța așa ceva? Sau cum poate cineva să învețe pe altcineva așa ceva? Este un master foarte interesant. Este singurul masterat în îngrijiri paliative aici la Facultatea de Medicină a Universității Transilvania. Pentru noi a fost un succes mare faptul că Facultatea de Medicină a acceptat acest master. Este un master multidisciplinar, deci la el pot participa medici, asistenți medicali, asistenți sociali, psihologi, terapeuți, preoți și manageri de servicii. Deci este o componentă interdisciplinară care îți permite să te dezvolți exact în direcția în care ești tu interesat. Și a fost un master și este un master foarte apreciat. A rămas încă, mulți dintre cei din hospice am făcut acest master în anul 2010-2012, dar el continuă și este foarte apreciat, adică vin noi medici asistenți din toată țara pentru acest master de la Brașov. Și este, așa cum spuneam, este interdisciplinar, deci poți să-ți găsești nișa ta de preocupări și într-un mod extrem de serios, poate că în ziua de astăzi mai oricine își poate face un masterat într-o anumită direcție, dar noi considerăm că este unul dintre cele mai serioase studii masterale pe care le are Facultatea de Medicină. Sigur, și celelalte sunt importante, dar pentru o disciplină nouă medicală, lucrul ăsta este foarte binevenit. Da, pentru cei care lucrează sau activează în cadrul Hospice Casa Speranței, e de înțeles, au făcut masterul ăsta, s-au pregătit toată în plus, dar cei care vin și fac masterul ăsta și care nu au legătură cu Hospice Casa Speranței, reușesc să activeze, ce știți de ei? Interesant, nu, până la urmă să știm, da, de ce ar veni oamenii să facă un astfel de master? Absolut. Sunt două direcții de studii în domeniul paliației. Unul este cel pentru medici, care merge din 1999 încoace, în care medicii pot obține competență sau atestat de studii complementare în îngrijiri paliative. Ce le permite lucrul acesta? Pot lucra în servicii de îngrijiri paliative care se înființează în țară. Spre exemplu, serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu nu pot funcționa fără un medic care are o astfel de competență. Ceilalți profesioniști care fac aceste studii masterale și ei sunt majoritatea, fie că lucrează deja în servicii de îngrijiri paliative unde e nevoie să se specializeze într-un fel, fie că sunt în curs de a iniția noi servicii în România și cred din punctul ăsta de vedere că anul ăsta este un an de mare speranță, pentru că la nivel de autorități care au puterea de decizie, respectiv la Casa Națională de Sănătate și la Ministerul Sănătății, există destul de multă deschidere pentru a acoperi la un nivel omogen țara cu servicii atât de necesare bolnavilor cu astfel de patologie. Există o legislație în domeniu, pentru că până la urmă totul trebuie să aibă un punct legal de plecare și lucrurile astea să meargă pe un făgaș anume. Știu că au fost discuții imense cu unitățile de primiri urgențe, nu mai vorbim de îngrijiri paliative, vorbim de lucruri care se întâmplau de foarte mult timp, dar nu aveau un cadru legal, până la urmă s-au mai reglat și lucrurile astea. Presupun că și aici există... Sigur, există și aș putea să spun, poate sună cu oarecum cu lipsă de modestie, dar Hospice Casa Speranței în acești 25 de ani a contribuit foarte mult la dezvoltarea legislației, pentru că noi ce ne-am propus a fost nu doar să înființăm un serviciu primul și să rămână unic în Brașov, ci să deschidem calea pentru astfel de servicii și în sistemul public de sănătate și în zona de caritate, cum suntem noi, ONG-uri, și până la urmă și în sistemul privat de sănătate. Și sunt legi care ajută în sensul acesta. În primul rând este o lege
legea accesului la medicația pentru controlul durerii, care a apărut în 2005, tot așa cu foarte mult impact din perspectiva Hospice Casa Speranței, dar cu implicarea Ministerului Muncii, Ministerului Sănătății, Ministerului de Interne, pentru că vorbim de legea opioidelor, Agenției Naționale Antidrog. Deci aici avem o legislație care este la nivel european și bună. Din păcate, nu toată lumea o aplică, pentru că nu știm să o aplicăm încă nici măcar în zona medicilor care ar putea să facă lucrul ăsta. Există apoi legislație legată de finanțarea acestor servicii prin Casa Națională de Casele Locale de Asigurări de Sănătate. Și aici, spun, este o deschidere în anul acesta. Ni s-a solicitat să creăm un regulament național al serviciilor de îngrijiri al organizării serviciilor și resurse umane și moduri de înființare și așa mai departe. Și probabil că în următoarele săptămâni acest regulament va apărea pe transparență decizională la Ministerul Sănătății spre a fi aplicat în continuare, a trece ca ordin de ministru. Da, cadrul ăsta legislativ de fiecare dată vine cu un șir de birocrații după ea, un șir din ăsta de hârtii, de topuri, că nu mai sunt numai niște, sunt topuri întregi de hârtie și foarte, foarte multă birocrație și de fiecare dată când se întâmplă un lucru rău, că s-au întâmplat o groază de lucruri rele și la nivelul ăsta de sănătate în România, de medicină și așa mai departe, de fiecare dată ne lovim de niște ziduri. Oamenii care sunt în spatele zidurilor sunt de fiecare dată acoperiți cu hârtiile necesare și nu poți să treci. Sunt ca niște străjeri de neclintit acolo, indiferent ce ai vrea să faci. Da, sunt, într-adevăr, și noi am trecut prin astfel de situații. Una dintre acreditări, n-are importanță care, chiar am cuantificat-o în 35.000 de foi de hârtie. Deci, într-adevăr, birocrația este la mare. Nu ne mai mirăm că trebuie să mai tăiem și niște copaci pentru asta, nu? Evident. Până la urmă. Dar ce am încercat noi din perspectiva asta, pentru că împreună cu doamna conferențiar Daniela Moșoiu suntem în grupul acesta de voluntari experți într-un proiect al Băncii Mondiale de extindere a paliației în România și lucrăm voluntari la Ministerul Sănătății, am încercat din experiența noastră de multă birocrație, să creăm un sistem, să propunem un sistem care să permită dezvoltarea serviciilor și să nu pună atât de mult accent pe hârtiile care de fapt nu reprezintă actul medical, nu reprezintă calitatea serviciului pe care se presupune că trebuie să o ofere un astfel de serviciu. Noi sperăm că lucrurile vor merge, sigur că se impune formalism, pentru că suntem un sistem în general care vrea să prevadă ce nu se poate fura, nu să încurajeze ceea ce se poate face cu bună credință. Și ăsta este pasul care cred că trebuie să-l facem, să ajungem într-un stadiu în care să vedem că cei care vor să facă aceste servicii le fac de bună credință. Da, iarăși o discuție incredibilă. Totuși trăim în 2017 și suntem cetățeni europeni. Ne dorim să avem atitudine europeană, să avem servicii europene, să avem totul la nivel european. Dar noi încă ne cramponăm de ideea asta cretină că cineva vrea să fure ceva. Plecăm de la premiza că cineva se pregătește să fure ceva și asta nu cred că mi se întâmplă numai mie, cred că li se întâmplă tuturor românilor să se uite la niște lucruri și să zică, bă, sigur, cineva aici se pregătește să fure ceva. Dar dincolo de asta, totuși, dacă ne aliniem la standarde exact europene și așa mai departe, atunci trebuie să fim... Trebuie să impui o ștachetă undeva și să tinzi, să ajungi către acel țel pe care ți-l pui în gând. Și apropo de asta, țelul pe care Strategia Națională de Dezvoltare a României și l-a pus pentru anii 2020 este de a atinge un nivel de satisfacere a cererii de îngrijire paliativă de 60% pentru 2020, ca să ne apropiem de standardele europene. Bine, mai sunt 2 ani și o lună. Mai sunt 2 ani, noi suntem la sub 10%. Da? Deci, cred că mai avem foarte mult de lucru și dacă nu încurajăm
buna credință și nu sprijinim dezvoltarea acestor servicii, este clar că nu avem cum să ajungem. Da, din păcate, vedeți, trăim într-o țară în care ne chinuim cu tot felul de lucruri pe care le denumim generic, birocratice, așa. Ne lovim de oameni puși, nu strategic, ci politic în anumite poziții, oameni care nu înțeleg exactitatea unui fenomen sau implicațiile unei acțiuni în domeniul unde ei ar trebui să cam știe. Da, mă rog, ei sunt acolo puși pe un salariu de partid și cu asta se termină discuția. Nu putem să mergem mai departe și trăim totuși într-o țară în care oameni care au forță, sunt foarte puternici din punct de vedere politic, sunt cercetași pentru deturnare de fonduri europene. Adică mie mi se pare că deja, da, discuția mea noastră merge într-o altă direcție. Ne oprim și ne continuăm activitatea noastră aici. Cum este îngrijirea paliativă la nivel european? Înțeleg că noi avem un target pe care nu o să-l atingem. Putem să punem noi un pariu acum, dar măcar să ne apropiem. Sigur. La nivel european, care e situația? Nu numai la nivel european, la nivel mondial deja îngrijirea paliativă prinde contur foarte accentuat în ultimii 20 de ani, în sensul că este prin directivele Organizației Mondiale a Sănătății, ea trebuie să facă parte din programele naționale de sănătate. Deci asta este un lucru clar. Și peste tot se spune, populația unei țări e de trei feluri. Populație sănătoasă, populație bolnavă care se vindecă și populație bolnavă care suferă, care este bolnavă cronic. Ori un sistem bun de sănătate, un sistem adevărat de sănătate, dă tuturor ceva. Celor sănătoși le dă partea de prevenție, pentru a nu ajunge în alte categorii. Celor bolnavi acut le dă diagnostic precoce, tratament, recuperare pentru a reveni la starea de sănătate. Iar celorlalți, care în momentul ăsta în România sunt cei mai neglijați, cei cu boli cronice, le dă posibilitatea de a avea un tratament cronic, respectiv îngrijire paliativă. În majoritatea țărilor europene lucrul ăsta se întâmplă. Ceea ce sperăm noi, așa cum spuneam, prin programul ăsta al Băncii Mondiale până în anul 2020, este ca și la noi paliația să fie integrată, pentru că ea deja există și în sistemul public și privat, dar sunt multe județe. În momentul ăsta, dacă nu mă înșel, sunt 17 sau 18 județe în care nici nu s-a auzit de paliație. Sunt altele, cum e Iașul, de exemplu, care are sute și sute de paturi dezvoltate de paliație. Deci e o discrepanță teribilă și oamenii nu ajung la asta. Da, depinde de cei care s-au implicat acolo și cât s-au implicat și cât au găsit înțelegere la casa locală de asigurări, la factorii de decizie locali, ce putere au avut. Cât de mult au fost implicați, cât de mult s-a marșat pe faptul acesta că serviciile sunt decontate prin casa de asigurări. Noi ținem la îngrijirea paliativă ca la un drept elementar al omului la îngrijire. Ori în momentul în care vorbim despre îngrijirea paliativă în sistemul privat, cred că acolo avem o problemă dacă bolnavul trebuie să plătească aceste servicii. Deci îngrijirea paliativă peste tot în lume este gratuită, pentru că este un drept la îngrijire până la finalul vieții. Și dacă nu-l asigurăm, sigur că și are un rol foarte important și un spital privat care face lucrurile acestea, dar cred că trebuie să-și asume într-un fel partea asta de accesibilitate. Nu știu exact, că nu lucrez în acel sistem, dar ca o componentă a sistemelor de sănătate, paliația trebuie să fie accesibilă tuturor. Accesibilitate, cred că hospice, Casa Speranței, poate să spună mult despre ce înseamnă accesibilitate, despre oameni care au trecut dincolo, fiind îngrijiți sau, mă rog, supravegheați la capitolul ăsta, la hospice. Sunt 25 de ani de hospice Casa Speranței. Cum puteți să-i caracterizați așa în câteva minute? Cred că nici noi nu ne-am gândit atunci în 92, în iunie 92, când am preluat primii pacienți, ce departe vom ajunge. Noi sperăm că am reușit să dezvoltăm, de fapt, ceea ce am făcut diferit față de restul țării este că avem toate tipurile existente de servicii în lume sub același acoperiș. Deci avem îngrijiri paliative la domiciliu pacienților, în ambulator pentru cei care sunt într-o stare relativ stabilă și pot veni să fie consultați și monitorizați. Avem îngrijirile paliative la domiciliu, în regim de internare și avem centrele de zi.
Și, sigur, consultanța colegilor noștri în spitalele mari, acolo unde li se solicită, pentru bolnavii care sunt internați în alte părți. Am avut până acum peste 22.000 de pacienți. Mai punem la socoteală și familiile acestora, mai ales în zona copiilor, dar și la adulți. Ceea ce am făcut tot așa de la începuturi a fost să nu ne mărginim la aceste servicii ca fiind doar pentru Brașov, ci să le dezvoltăm la nivel național prin educație. Și tot așa sunt peste 20.000 de persoane care au trecut până acum prin cursurile noastre din România, probabil din toate județele țării acum, și din 16 țări din zonă, iar în așa ca să spunem despre cei 25 de ani, un lucru care ne bucură este că în 2003 am fost considerați ca unul dintre cele 5 centre de excelență din 28 de țări. Au fost investigate profund 475 de servicii și Brașovul a fost unul dintre centrele de excelență, alături de Budapesta, Poznan, Sankt Petersburg și Varșovia. De unde hospice? Denumirea asta. Nu știu dacă am apucat vreodată în emisiune să discutăm. Casa Speranței pare destul de... Hospice este un termen preluat. Noi am luat mult din modelul britanic, pentru că președintele nostru de la momentul inaugurării fundației și până astăzi, domnul Graham Perrolls, este britanic. El a creat un hospice în localitatea lui de reședință în urma experienței pe care a avut-o prin îngrijirea tatălui lui la cel mai mare și de referință hospice din Londra, și pentru că aceste unități mici și independente se numesc hospice-uri, l-am numit și noi în România hospice. Dacă e un nume fericit sau nu, la începuturi eram asociate cu alte denumiri, dar acum cred că peste tot în lume ele se numesc hospice-uri în limbajul curent al populației. În legislație le spunem servicii de îngrijiri paliative. Există clar și în legislație că asta ar putea fi și ăsta un subiect de discuție. Cât de mult au înțeles autoritățile centrale să sprijine? Încep să înțeleagă. Adică până de curând, acum 5 ani, asta ne bucură să spunem că încep să înțeleagă, nu doar că trebuie să le înființeze, deci nu pun problema că dacă le înființează sau nu, ci pun problema cum să le înființeze. Deci ăsta este pasul pe care cred eu că anul ăsta l-am dobândit. Are Asociația Națională de Îngrijiri Paliative un cuvânt de spus în relația cu autoritățile? Da, da. Asociația a fost fondată tot de noi, de membrii Hospice Casa Speranței. Primii 10 ani am făcut conferințele tot timpul la Brașov și acum încercăm să sprijinim colegii din țară, unde există puncte de hospice de îngrijiri paliative mai importante, pentru a-și dezvolta și ei puterea locală, să zicem așa, și a fi cunoscuți. Iar anul viitor sper că vom celebra cei 20 de ani de activitate a Asociației Naționale aici la Brașov. Da, asociațiile în general în România, ONG-urile, mie mi se pare că au putere limitată și uneori par a fi luate chiar în râs de autorități. Asta e o chestie de care, în mod normal, ar trebui să scăpăm. Dacă niște oameni au o experiență de 5 ani, de 10 ani, într-un domeniu, ascultă-i. Pentru că oamenii aia, dacă nu ar fi acumulat experiență, dacă nu s-ar fi dezvoltat chiar ei să ajungă la un anumit nivel, cu siguranță ar fi dispărut. În momentul în care vorbim de asociații care au 10-20 de ani de activitate, păi oamenii ăștia trebuie să fie un partener foarte clar, primul la masa discuțiilor în anumite domenii, în domeniile care activează. Cred că există două aspecte ale modului în care privim ONG-urile. Din păcate, în ultima vreme și în mass media am văzut că se pune o pată destul de nedreaptă pe activitatea organizațiilor neguvernamentale. Nu știu să spun, rolul meu este să nu știți să care știu, e sursa știu, de fapt sursa, acestor atacuri, bănuiesc, dar nu contează. Dar ceea ce cred că este important este că, lucrând într-un ONG, mi-am dat seama asta în 25 de ani, este că ai mai multă libertate să schimbi lucrurile. Dacă am fi lucrat într-un sistem public de sănătate, sunt convinsă că nu am fi putut ajunge la... Poate că ne-am imaginat că evoluăm mai repede, dar nu am fi ajuns la ceea ce am putut face astăzi.
Și cred că de multe ori, dacă ești de bună credință și dacă dezvolți niște servicii, experiența ta până la urmă este luată în considerare. Ca dovadă faptul că am fost chemați din partea Asociației Naționale, iar colega mea despre care vorbeam, doamna conferențiar Daniela Moșoiu, este chiar președinta Comisiei de Îngrijiri Paliative din Ministerul Sănătății. Deci iată doi oameni de la hospice care încearcă să schimbe niște lucruri fiind partea unui ONG. Și sunt multe alte ONG-uri care au adus schimbări în legislația de protecție a copilului, în legislația mediului, așa că nu văd de ce am pune tunurile pe ONG-uri, pentru că, într-adevăr, există o experiență pe care se poate valorifica. Da, acum, evident că există și ONG-uri pe care, fără să greșim, le putem numi oportuniste apărute în urma unor fenomene cum sunt o sumedenie apărute în urma, știu eu, umflării acestui balon, apropo de tăierea pădurilor și așa mai departe. Sunt tot fel de oameni care la un moment dat se consideră îndreptățiți să vină și să devină vocali într-un fel sau altul, deși la bază nu au. Da, aici vorbim totuși de 25 de ani de activitate și de o experiență pe care cred că oricine în România poate să o considere. Ea s-a dovedit în fond că... Nu știu dacă putem să zicem de succes, că poate nu e termenul cel mai potrivit, dar a adus speranță. Avem și un insucces pe care nu pot să nu-l amintesc mereu. Faptul că am cerut statutul de utilitate publică acum 7 ani. În noiembrie s-au împlinit 7 ani și încă nu avem niciun răspuns. Deci există... Poate acum după 25 de ani, cine știe. Mulțumim frumos și la mulți ani. Mulțumim frumos și la mulți ani pentru acești 25 de ani. Mălina Dumitrescu, director de programe la Hospice Casa Speranței și de asemenea președintele Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative. Sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.